Din tot ce știm până acum, înțelegem că cine reușește să își programeze pozitiv, conștient, subconștientul, are la îndemână o resursă inepuizabilă de energie. Adică de la șamani până la, hai să zicem, călugării din Tibet sau practicanții de forme înalte de yoga din India, își folosesc acest subconștient pentru a înțelege mai bine și pentru a cunoaște mai bine ființa asta nemuritoare care este sufletul nostru. Vreau să vă spun că gândiți-vă în momentul în care vine cineva la Iisus Hristos și spune: dacă ai venit la mine acasă să pui mâinile pe slujitorul meu, el se va vindeca. Eu cred asta. Și atunci Iisus îi spune: du-te acasă, credința ta l-a vindecat. Această credință, actul de credință, este tot o programare a subconștientului, dacă ar fi să o analizăm așa dintr-un punct de vedere mai tehnic. Pentru că noi când credem ceva, se întâmplă ceva. Când nu credem ceva, se întâmplă ceva. Adică nouă ni se întâmplă în ceea ce credem și ceea ce nu credem, de fapt.